Ecologiștii din capital acuză administrația comunei Trușeni de tergiversarea procesului de închidere a gropii de gunoi din localitate, care a fost deschisă neautorizat. În acest caz, Procuratura Generală a intentat un dosar penal încă în luna martie, însă accesul spre acest poligon a fost închis abia recent. De asemenea, apărătorii mediului spun că închiderea drumului spre acest loc este o măsură ineficientă, deoarece gunoiul continuă să polueze aerul, solul și apa. Consecințele nefaste pe care le are groapa de gunoi de la Trușeni asupra mediului devin mai vizibile pe timp de ploaie. Șuvoaiele care spală deșeurile se scurg în lacul din localitate. Deși locul este oficial închis, am găsit urme proaspete ale autospecialelor, semn că aici continuă depozitarea deșeurilor. Într-o ședință operativă din luna august la Primăria Capitalei, primarul general interimar a declarat că teritoriul pe care se află groapa de gunoi a ajuns la privați. Chiar dacă e privat, nu înseamnă că noi putem să facem catastrofic. Problema mea e că trenul nu ne aparține nouă orașului, e a comunei Trușeni, comuna Trușeni l-a vândut. Pentru ce l-a vândut și care este autorizația? Pentru că domnul Masleaev, viceprimarul de Trușeni, a zis că ei nu au autorizat gunoi ăștia. Сейчас дорога к свалке в районе коммуны Трушения ограждена этими бетонными блоками. Судя по словам очевидцев, появились они относительно недавно. Cât timp dăm ei închisă gunoi ăștia? Cam 3 săptămâni, 4. Poți să vorbi cu șeful nostru, de la Trușeni, primarul. Și gata, și mai fost polițiști, a fost avale. Tot când era închis, am mers cu 200 de zile în urmă. Unii ecologiști spun că dezastrul ecologic din comuna Trușeni va lovi dur și în capitală. Chiar acum, pe timp de ploaie, vedem cum toate apele reziduale, și subterane, și apele de suprafață, se scurg direct în râu. Este o situație alarmantă și cu siguranță nu trebuie de tolerat așa momente. Ne dăm seama dacă o sacoșă de plastic are nevoie de 100 de ani pentru putrefacție, ce cadou facem noi naturii pe sute de ani înainte. Este foarte urât ceea ce se întâmplă. Potrivit ecologiștilor, 90% dintre gropile de gunoi din Moldova sunt neautorizate.